Interesul crescut pentru zonele protejate din zona Năvodari, în special al tinerilor, a făcut ca în aceste zile să fie organizate cursuri speciale care să îi îndrume pe toți cei interesați în tainele pescuitului și protejarea ecosistemelor. Este important pentru locuitorii și Năvodari și nu numai să știe că au început evenimentele determinate de construcția aceasta care se numește piață de pește. Vom discuta, să zicem așa, dificultățile cu care se confruntă dezvoltarea acestor domenii. Sigur, sunt primele evenimente prin care încercăm să mediatizăm acest obiectiv care se numește piață de pește. Piața de pește trebuie să devină un organism viu. În perioada imediat următoare vor începe să funcționeze și halele de pește și restaurantul. De fapt, acum suntem în ultima parte administrativă, să zicem așa, în perioada ultima administrativă, și eu cred că năvodărenii se vor putea bucura pe deplin de acest obiectiv. Numărul foarte mare de persoane interesate a determinat organizatorii să programeze două sesiuni de curs. Spre exemplu, pentru domeniul ăsta al pescuitului, site-ul unde găsiți foarte multe informații, inclusiv aceste ghiduri care au fost de dată recentă publicate pentru programul operațional pescuit și afaceri maritime de data asta, se găsește pe site-ul care se numește ampește.ro. Cursurile au avut ca temă legislația în domeniul turismului și a peștelui în România și Bulgaria și au fost organizate în piața de pește din orașul Năvodari.